Bine v-am regăsit, sunt astrolog Luminița Aristea și în această filmare vă voi prezenta horoscopul săptămânii 14-20 noiembrie 2022 și înainte de a prezenta horoscopul am două anunțuri de făcut, după cum știți și ați aflat probabil la Cronici Astrale, canalul de YouTube Cronici Astrale de la Tele7 ABC, Valeriu Pănoiu, chiar în miezul eclipsei ne-a eclipsat și a anunțat că va preda ștafeta pentru horoscopul pe care îl susținea la acest canal, deoarece are alte priorități în viața lui și eu sunt și eu una din persoanele care va face parte din noua echipă de la Tele7 ABC, așa încât săptămâna viitoare pentru horoscopul săptămânii 21-27 noiembrie voi filma acest horoscop la Tele7 ABC, la Cronici Astrale și nu vă mai face înregistrarea aici pe canalul de YouTube, fiindcă s-ar dubla informația. Când voi mai merge la Tele7 ABC, nu voi merge în fiecare săptămână, când voi merge, atunci voi face numai filmarea de la Cronici Astrale și în restul săptămânilor voi face, ca de obicei, filmarea pe acest canal. Sper să vă placă și noul format de la Tele7 ABC. Ne pare rău că Valeriu ne-a părăsit, ca să spun așa, deoarece îl urmăream, eu personal îl urmăream în fiecare săptămână, îi ascultam în special pastila care ne umplea pe toți de energie pentru următoarea săptămână, dar oricum Valeriu este alături de noi, este alături de echipa de astrologi pe care a format-o pentru a-i continua proiectul. Și sunt sigură că va fi alături de noi și va mai apărea din când în când, când timpul îi va permite. Aceasta a fost prima veste și a doua veste este faptul că am o noutate pentru voi, ceva la care am lucrat începând din această primăvară. De fapt, nu eu am făcut, o echipă, este vorba de Claudia, care ea este creierul acestui proiect. Claudia s-a ocupat și de partea grafică, de tot ceea ce vedeți aici. Eu de cât am scris pentru fiecare lunație din anul 2023, am scris informații legate de luna nouă, legate de luna plină și mai este colega mea Cătălina, tot astrolog, care a prezentat și a adăugat la ceea ce am scris eu despre fiecare lunație considerații ezoterice, considerații legate de cele 12 munci ale lui Hercule, muncile pe care va trebui să le facem în anul 2023. Deci avem un calendar al anului 2023, el se numește calendar, adică cale în dar și motto-ul este dacă vrei să fii fericit, fii. Avem acest calendar, avem un set complet de fapt, mai avem și o agendă pe care puteți să o utilizați, mai avem și o cutie de prezentare și avem și niște răvașe. Am aici câteva răvașe de care puteți să beneficiați. Spre exemplu, dacă ai obosit, învață să te odihnești, nu să renunți. Deci sunt aceste răvașe, puteți să faceți cadou pentru prietenii voștri, pentru rudele voastre, dar în primul rând, calendarul este foarte, foarte util, deoarece aveți fiecare lunație, ora la care are lunația, gradul la care are lunația și explicații referitoare la aceste lunații. Puteți cu acest calendar să începeți să lucrați cu ciclurile lunare în anul 2023. Așa încât dacă vă interesează, eu n-am avut timp să pregătesc, o să prezint în comunitate și probabil dacă am timp și în această prezentare, la această filmare, o să vă
dau mai multe detalii despre acest calendar, această agendă sau acest pachet de cadouri pe care puteți să îl faceți pentru cei dragi. Și acum haideți să vedem ce se întâmplă în această săptămână, 14-20 noiembrie. Deci, ca de obicei, după cum știți, vom vorbi despre principalele aspecte astrale ale acestei săptămâni de care trebuie să țineți seama. Vom vorbi despre tranzitul lunii prin semne în această săptămână și cum vă va influența acest tranzit din punct de vedere emoțional, precum și horoscopul pentru fiecare zodie în parte. În descrierea la această filmare aveți setarea fiecarei secțiuni și setarea horoscopului pentru fiecare zodie pe intervale de timp pentru a putea accesa rapid ceea ce vă interesează. Haideți să vedem cum va fi această săptămână astrală, 14-20 noiembrie 2022. Eu zic că va fi o săptămână interesantă, este destul de agitată, în care încet, încet balanța energiei se îndreaptă către energia mult mai optimistă, mai plină de viață a săgetătorului, fiindcă avem două ingresuri din Scorpion în Săgetător și anume Venus va intra în Săgetător din 16 noiembrie și Mercur va intra și el în Săgetător din 17 noiembrie. Dar marea încercare a acestei săptămâni este a doua cuadratură a lui Marte în Gemeni, care de data aceasta este retrograd, și Neptun în Pești, care este retrograd din data de 19 noiembrie, despre care, ținând cont că este foarte importantă, vom vorbi în detaliu la horoscopul pentru fiecare zodie în parte. Haideți să vedem acum care sunt principalele aspecte astrale ale acestei săptămâni de care trebuie să țineți seama. Și să nu uităm să extragem cartea săptămânii, această carte a săptămânii care ne oferă un mesaj pentru această săptămână, și cartea săptămânii, mesajul săptămânii este ritm. Da, într-adevăr, vom avea un ritm foarte, foarte alert în această săptămână, ținând cont de această cuadratură, vom fi foarte tensionați și mesajul este să intrăm, da, să fim conectați la acest ritm natural al vieții. Da, cred că este foarte simplu și foarte clar ce ne spune acest mesaj, indiferent de ce se întâmplă în această săptămână, indiferent de tensiunile care apar în această săptămână, nu putem decât să acceptăm și nu putem decât să fim conectați, să fim în aceeași vibrație cu energia, ca să putem să simțim și să putem să înțelegem ce avem de făcut. Da, foarte, foarte frumos acest mesaj pentru această săptămână. Ritm! Primul eveniment astral are loc în data de 15 noiembrie. Mercur în Scorpion face un sextil cu Pluto în Capricorn la ora 4:27 la gradul 26:27. Este un tranzit de profunzime, l-am numit, și de intensitate în conversații. Vă vor atrage atenția mai mult subiectele misterioase, subiectele foarte serioase. Este un moment foarte bun în care studiem. Este important să studiem, să cercetăm, să aprofundăm ceea ce învățăm. Puteți să studiați foarte bine astrologia, puteți să studiați psihologia, deoarece veți înțelege mult mai ușor ceea ce învățați. Intelectul vostru va fi mai puternic, va fi intuiția de asemenea, va fi mult mai puternică, veți fi mult mai persuasiv, veți putea să-i convingeți și pe ceilalți și este important în același timp, fiindcă aveți putere de convingere, să nu abuzați de această putere, de mintea voastră puternică și să profitați de persoanele mai slabe, da? Următorul moment astral, 15 noiembrie 2022, Soarele în Scorpion face un trigon cu Neptun în Pești la ora 5:43 la gradul 22:44. L-am numit un tranzit sensibil și empatic. De ce? Fiindcă crește sensibilitatea, crește empatia pe care o vom avea față de ceilalți.
Este posibil acum să avem acest îndemn al inimii de a sări în ajutorul celorlalți, de a-i ajuta, de a ne alătura unor instituții, unor grupuri, fundații, comunități, asistență socială și organizații. Putem acum să ne conectăm mult mai profund la rolul nostru pe care îl avem în această lume. Este important acum să ne deschidem către creativitate. Sunt evidențiate mult mai profund talentele noastre creative și este un moment benefic pentru a începe eventuale proiecte creative. Este un tranzit bun de socializare, de relaționare, de relații bune în parteneriate și puteți să vă conectați și cu persoane noi, cu persoane sensibile și puteți să vă conectați la această energie și să aveți în special în această zi foarte multe legături de natură spirituală. 15 noiembrie, Venus în Scorpion face un trigon cu Jupiter în Pești la ora 11:35, la gradul 28:55, l-am numit un tranzit optimist. Dacă vorbim despre cei doi benefici, Venus, micul benefic, Jupiter, marele benefic, ce ne aduce acest tranzit? Multă veselie, optimism, iubire. Este un tranzit așteptat, un tranzit care ne poate face să fim mai atractivi, să ne relaxăm, să ne exprimăm din plin latura noastră afectuoasă. Este un tranzit bun pentru întâlniri, pentru a remedia dacă avem certuri, discuții, poate în relații, putem să ne distrăm mai bine cu ocazia acestui tranzit. Putem să mergem la cumpărături, da? Aveți liber la shopping, dar fiți atenți totuși la finanțe, chiar dacă stați bine cu finanțele, alegeți să cumpărați produse de calitate, produse care reprezintă pentru voi o investiție. 16 noiembrie 2022 avem ingresul lui Venus în Săgetător. Da, la ora 8:09, Venus, planeta iubirii, planeta relaționării, planeta luxului și a frumuseții. Știți că parcurge fiecare semn zodiacal între 3 și 5 săptămâni în fiecare an. Și când Venus ajunge în Săgetător, ne bucurăm, devenim mai optimiști, devenim mai aventuroși și mai libertini. Venus va tranzita zodia Săgetător din 16 noiembrie până în data de 10 decembrie. Deci profitați de acest tranzit pentru a vă distra, pentru a vă relaxa în relații. Nu mai este, am scăpat de acea energie a Scorpionului, da, acele lucruri ascunse, iubirea aceasta foarte profundă și acum vine Venus în Săgetător și spune liber, sunteți liberi, alegeți libertatea, simțiți-vă bine, un pic de aventură poate nu strică în viața voastră și poate și foarte mult idealism. Săgetătorul vine și cu foarte mult idealism, dar avem nevoie câteodată să ne simțim mai bine, avem nevoie să ne relaxăm, avem nevoie să ne destindem și avem nevoie să râdem, să ne simțim bine. Și chiar este un tranzit în care dați-vă voie să vă distrați, dați-vă voie să vă relaxați, dați-vă voie să iubiți. Este acea pasiune, acel foc al Săgetătorului care se poate manifesta din plin în această perioadă. Tot în 16 noiembrie, Mercur în Scorpion face un trigon cu Jupiter în Pești la ora 17:43, la gradul 28:53. L-am numit un tranzit cu vești bune. De ce? Fiindcă putem să primim vești bune, mult optimism avem. Sunt favorizate, bineînțeles, socializarea, studiul, cercetarea. Este un moment ideal pentru a face curățenie în viața noastră, pentru a face curățenie în birou. De asemenea, puteți să planificați în această perioadă o călătorie, în special călătorii pe distanțe lungi.
Relațiile de afaceri ar trebui și ele să fie favorizate în această perioadă. Este un moment bun pentru contracte, pentru ofertare, pentru negocieri. Este un moment bun pentru a soluționa posibile aspecte legale care au rămas în așteptare și poate să fie un moment norocos, un moment în care puteți să vă întâlniți cu oameni care să vă ajute în carieră, puteți să vă faceți prieteni mai ușor și puteți să vă simțiți mai destinși, mai relaxați. 17 noiembrie 2022, Mercur, ingres în Săgetător, la ora 10:42. Mercur în Săgetător, știți foarte bine că nu se simte bine, fiindcă Mercur este foarte logic, vrea ca totul să fie demonstrat și aici el este copleșit, ca să spun așa, de această energie înfocată, expansivă a Săgetătorului, fiindcă Mercur este orientat către detalii, este orientat către lucrurile acestea mai mici și acum poate să fie efectiv copleșit. Cu toate acestea, acest tranzit al lui Mercur în Săgetător ne ajută foarte mult să privim lucrurile dintr-o cu totul și cu totul altă perspectivă. Săgetătorul este un vizionar și cu ocazia acestui tranzit putem să ne dăm voie minții noastre să călătorească, să rătăcească. Mercur, în același timp, în acest semn al Săgetătorului, poate să fie puțin mai sălbatic, va fi direcționat către idei mai înălțătoare, către cuvinte foarte speciale și în același timp să fim atenți că putem să fim foarte abrupți, foarte direcți în ceea ce spunem și atenție să ajungem la esențial, să comunicăm ceea ce este esențial, deoarece Săgetătorul privește viața printr-o lentilă mult mai largă și ochii Săgetătorului sunt întotdeauna către viitor, așa încât putem să punem mintea să privească pe fereastra aceasta deschisă către viitor și putem să folosim talentul meticulosului Mercur pentru a înțelege această imagine pe care o vedem prin fereastră. 18 noiembrie 2022, Soarele în Scorpion face un sextil cu Pluto în Capricorn la ora 23:37. La gradul 26-30, eu l-am numit un tranzit motivațional, da, fiindcă avem această nevoie de a reuși. Ne simțim cu ocazia acestui tranzit mult mai hotărâți, mult mai deciși decât de obicei pentru a ne realiza obiectivele. Aceste tendințe aparent obsesive, compulsive, pot să fie folosite pentru a ne urmări un scop, pentru a ne îndeplini o sarcină mai dificilă. De asemenea, cu influența aceasta plutoniană, poate să crească și atractivitate, nivelul acesta mai ridicat legat de sexualitate, această pasiune, această influență la nivel sexual, misterul, influența pe care putem să o avem asupra altor oameni. Și, bineînțeles, cu ocazia acestui tranzit avem mai multă putere și este important să nu abuzăm de această putere, dar să folosim această putere pentru a-i ajuta pe ceilalți, în special să ajutăm grupurile de oameni. Și ultimul moment astral al acestei săptămâni, 19 noiembrie, Marte în Gemeni retrograd, face un careu cu Neptun în Pești retrograd, la ora 17:43, la gradul 22:42. Am spus că este un moment destul de delicat, un moment important al acestei săptămâni și voi vorbi despre acest moment în detaliu la horoscopul pentru fiecare zodie în parte, mult mai practic și mult mai aplicat ce avem de făcut și unde trebuie să fim atenți. Deci, fiți pe fază! Haideți să vedem acum care este tranzitul lunii prin semne în această săptămână și cum ne va influența acest tranzit din punct de vedere emoțional.
Începem cu o lună în rac, o lună în domiciliu, foarte multă emoție la început de săptămână, probabil până ne acomodăm cu primele ore ale zilei de luni. Știți cum e luni, începem poate mai greu, ne mișcăm mai greu și acest tranzit va ține numai până la ora 14:47 și avem și luna vidă în rac, tot în data de 14, între orele 12:40, 14:47 și e puțin probabil să ne influențeze. Deci, următorul tranzit, începem de fapt această săptămână după ce am finalizat acest tranzit al lunii rac cu această lună în leu. Luna în leu va ține din 14 noiembrie la ora 14:47 până în data de 17 noiembrie la ora 3:03. Ce vom simți cu ocazia acestui tranzit? Bineînțeles, de la această energie a racului, mult mai introvertită, mult mai direcționată către casă, către familie, către persoanele dragi din viața noastră, acum cu energia aceasta a leului vom dori să fim mai mult în centrul atenției. Să fim apreciați, să fim lăudați, să fim aplaudați, să dominăm discuțiile, să ieșim în față. Este o perioadă foarte bună pentru cei care vor să performeze, să iasă pe scenă, să iasă în față, spre exemplu, să filmeze un podcast, să meargă la o emisiune, la televiziune. Deci este un tranzit foarte favorabil pentru persoanele care vor să iasă în față. În același timp, ce mai putem face în aceste zile? Să ne activăm creativitatea și să facem ceea ce ne inspiră. Luna vidă în leu are loc în data de 17 noiembrie, între orele 1:55 și orele 3:03 și nu ne va influența. Din 17 noiembrie la ora 3:03 până 19 noiembrie la ora 12:57, luna va intra în fecioară. Da? Schimbăm macazul cu luna în fecioară, ce să facem? Ne punem iar pe treabă, nu mai ieșim în față, nu mai vrem să demonstrăm. Ne punem pe treabă, atenție la rutina de zi cu zi, vom face sarcinile pe care le-am lăsat în așteptare, sarcinile mai repetitive, mai plictisitoare, vom face curățenie poate, vom fi atenți la starea noastră de sănătate, fiți atenți în această perioadă cât este tranzitul lunii în fecioară la alimentație, fiți atenți la ceea ce mâncați, deoarece corpul fizic este mult mai sensibil în această perioadă, fiți atenți la intoleranțele alimentare și hidratați-vă. Și atenție și la simptomele pe care le aveți, fiindcă corpul, conectați-vă la corpul vostru, corpul vă dă mesaje, vă dă semnale și atunci puteți să simțiți dacă ceva nu este în regulă. Dacă ceva nu este în regulă, nu vă simțiți bine, mergeți la doctor. Dacă simțiți că este ceva care are o cauză spirituală, da, este o supărare de-a voastră, o nemulțumire, atunci vedeți cum lucrați cu această stare. Luna vidă în fecioară are loc în data de 19 noiembrie, între orele 10:46, 12:57 și este puțin probabil să ne influențeze. Și încheiem această săptămână cu o lună în balanță, din 19 noiembrie, ora 12:57 până în 21 noiembrie, deci intrăm deja în săptămâna următoare. Va crește în această perioadă sociabilitatea, relaționarea cu ceilalți, socializarea, focusul pe relații, focusul pe parteneriate, întâlnirile de afaceri sau amoroase. Este bine că suntem în weekend și atunci putem să ne întâlnim cu persoanele iubite, putem să relaționăm, să mergem la diverse întâlniri, la diferite evenimente, la aniversări, la zile de naștere. Ne vom simți foarte, foarte bine. Singurul lucru unde o să avem probleme cu ocazia acestui tranzit al lunii în balanță poate să fie abilitatea noastră de a lua decizii. Dar fiind weekend, eu zic că nu mai luăm nicio decizie și ne relaxăm total și ne simțim bine alături de persoanele dragi din viața noastră.
Și haideți acum să vedem care este horoscopul pentru fiecare zodie în parte. Vă reamintesc că acest horoscop este un horoscop general, un horoscop care are la bază această energie arhetipală pentru săptămâna 14-20 noiembrie. Nu este un horoscop individual pentru fiecare din voi în parte. Dacă doriți acest lucru, puteți să suprapuneți harta voastră natală cu tranzitele pe care vi le-am prezentat în prima parte, sau dacă doriți amănunte, detalii, simțiți că este un moment important din viața voastră, aveți o aniversare, mergeți la astrolog și sigur veți afla informații interesante și foarte utile pentru voi. Berbec. Ce se întâmplă și în această săptămână? Dragi berbeci, în primul rând voi trebuie să luați în considerare că sunteți sub acest tranzit deosebit de important care va fi valabil până în 12 ianuarie 2023 și anume retrogradarea lui Marte. De ce este important pentru voi? Deoarece Marte este guvernatorul vostru. Marte retrogradează în Gemeni, în casa a treia, în casa comunicării, în casa călătoriilor pe distanțe scurte și vreau să fiți atenți, da? Vă rog să fiți atenți, să fiți atenți la călătoriile pe care le faceți, la deplasările pe care le faceți cu mașina, cu mijloacele de transport, atenție cum traversați strada, când mergeți la școală, la facultate, când faceți navetă, da? Este foarte important să fiți foarte, foarte atenți cu ocazia acestui tranzit. De asemenea, dacă aveți de făcut tranzacții referitoare la mașină, chiar la o bicicletă, la un scooter, puteți să aveți, să crească riscul de a apărea probleme tehnice. Deci, fiți atenți la Marte retrograd, o să mai repet acest lucru, fiindcă este un tranzit important și din ce am văzut este un tranzit foarte puternic. Voi face o filmare, am vrut să fac o filmare despre Marte retrograd, nu mi-a ieșit, dar nu mi-a ieșit cu un scop, deoarece am acum noi informații legate de manifestarea de zi cu zi a lui Marte retrograd în Gemeni, care este destul de haotică. În data de 15 noiembrie avem un tranzit benefic care mai ușurează presiunea pentru că soarele din casa a 8-a face un trigon cu Neptun în Pești în casa a 12-a. Este casa din spatele scenei care ne arată ce se întâmplă în spatele scenei și Venus în Scorpion face și ea un trigon cu Jupiter în Pești tot în casa a 12-a și putem să avem în această zi momentele acestea de aha, de wow. Dacă faceți o terapie, puteți înțelege mai bine atitudinea celorlalți față de voi, puteți să primiți poate un cadou neașteptat de la cineva, puteți să primiți o donație, puteți să primiți niște bani, o moștenire sau puteți să primiți niște vești bune legate de un împrumut, o datorie, o moștenire sau o poliță de asigurare. Această zi poate să fie pentru voi și o zi foarte romantică, o zi pentru intimitate și pentru un timp de calitate pe care puteți să-l petreceți alături de partenerul vostru. Din 16 noiembrie până în 10 decembrie, Venus tranzitează zodia Săgetător și pentru voi, dragi berbeci, se deschide un moment minunat pentru a călători. Atât din punct de vedere virtual, cât și din punct de vedere fizic, mai ales dacă călătoriți pe distanțe lungi, nu pe distanțe scurte, fiindcă distanțele scurte știți că sunt apanajul lui Marte care este retrograd în Gemeni. Deci în această perioadă când Venus tranzitează zodia Săgetător puteți avea experiențe plăcute dacă călătoriți pe distanțe lungi cu avionul în alte țări unde vă veți încărca cu energie prin conectarea la alți oameni, alte culturi, alte tradiții, alte religii, alte obiceiuri. Tot în 16 noiembrie, Mercur face și el un trigon cu Jupiter în Pești, în casa 12-a, este încă în Scorpion și puteți lucra cu ceea ce simțiți mai mult decât cu ceea ce este logic, cu ceea ce gândiți logic,
cu tot ceea ce ține de zona aceasta ezoterică, de lumile nevăzute, puteți lucra cu psihicul vostru și transformarea voastră folosind psihoterapia sau alte terapii. Multe emoții acum ascunse se pot descătușa, puteți să aveți revelații, puteți să aveți vise premonitorii și sincronicități. Și am ajuns la ziua de 19 noiembrie, am spus că vom vorbi detaliat pentru fiecare zodie în parte. În această zi, Marte în Gemeni face al doilea careu, Marte în Gemeni care este retrograd, să nu uităm, face al doilea careu cu Neptun în Pești, ambele planete, deci sunt retrograde și se poate să crească rata incidențelor în trafic pentru voi, care să vă împiedice să ajungeți la destinație, așa cum ați planificat. Atenție la carosabilul umed, atenție la problemele legate de lichide, de inundații, pană la benzină, pana prostului, da, cum se spune, scurgeri de ulei la mașină, griparea motorului. Fiți foarte atenți la mesajele, semnele, beculețele care se aprind la mașină. Ce puteți face pentru a vă lua toate aceste măsuri de asigurare? Înainte de a pleca la drum, vă recomand să vă uitați la starea vremii. Vedeți, vremea este foarte schimbătoare, a fost foarte cald, acum este foarte frig. Să vă uitați la starea drumurilor, poate să apară poleiul, înghețul. Să vă uitați dacă aveți combustibil, să vă uitați dacă aveți lichid de parbriz, dacă aveți ulei de motor și, bineînțeles, nu uitați să vă verificați documentele de drum, dacă ITP-ul vostru este valid. Să știți că eu am pățit lucrul acesta acum mulți ani, acum 6-7 ani, când încă lucram în Nexia, m-am trezit într-un control de rutină că ITP-ul meu expirase și uite că am plătit atunci o amendă, a fost foarte, foarte neplăcut, atunci făceam naveta Constanța-București. Uitați-vă la asigurarea voastră, la RCA, la carnetul vostru de șofer, să nu expire, da? Vedeți care este data de expirare. În aceste perioade, de asemenea, sunteți mult mai predispus să aveți conversații provocatoare în trafic, cu Marte acesta retrograd în Gemeni, în casa a treia, în trafic, cu oamenii cu care vă întâlniți, simțiți că oamenii nu înțeleg ceea ce le comunicați, ceea ce transmiteți către ei și pot să devină mult mai ostili, mult mai nervoși și, bineînțeles, vă pot frustra. În special în jurul datei de 19 și cu câteva zile înainte sau cu câteva zile după această dată, puteți să aveți și conversații provocatoare, vorbind despre casa a treia, cu frații voștri, cu surorile, cu verișorii, cu vecinii, da? Cu persoanele foarte apropiate, cu oamenii cu care lucrați, cu persoanele de la cursuri, cu persoanele cu care interacționați online. Deci, foarte mare grijă cu acest tranzit al lui Marte retrograd și în special cu această a doua quadratură a lui Marte. Și haideți să vedem care este mesajul pentru voi, dragi berbeci, pentru această săptămână. Și mesajul pentru voi pentru această săptămână este, ia să vedem, serenitate, fiți calmi. Da, este un mesaj extraordinar. Asta trebuie să faceți. Mai ales în jurul datei de 19 noiembrie și câteva zile înainte și câteva zile după. Nu intrați în altercații, nu intrați în discuții. Da, intrați acolo. Conectați-vă la energia casei a 12-a, da? Conectați-vă la divinitate, conectați-vă la introspecție, meditație și fiți foarte calmi. Nu intrați în nicio discuție cu ceilalți, fiindcă, așa cum v-am spus, ceilalți pot să fie foarte nervoși, foarte agitați și să se întâmple lucruri neplăcute și eu nu vă doresc acest lucru, chiar vă doresc, vă avertizez să fiți foarte atenți ca să evitați aceste neplăceri. Taur. Pentru voi, dragi tauri, această retrogradare a lui Marte în Gemeni are loc în casa a doua.
și tranzitul lui Jupiter în Pești în casa a 11-a. Marte retrogradează în domeniul acesta al finanțelor, al banilor personali și, bineînțeles, și în această săptămână puteți să fiți frustrați, puteți să fiți supărați, fiindcă pot să apară întârzieri, neînțelegeri legate de zona financiară. Pot să apară probleme legate de banii, pe că de întârzierea banilor pe care trebuie să îi primiți. Și este o perioadă în care vă recomand să înghețați ritmul achizițiilor, să vă reconsiderați bugetul pentru această lună și să renunțați la cumpărăturile compulsive. Ziua de 15 noiembrie este o zi frumoasă, avem un tranzit benefic, se mai ușurează presiunea, soarele din casa a 7-a, soarele în Scorpion face un trigon cu Neptun în Pești în casa a 11-a și Venus în Scorpion face și ea un trigon cu Jupiter în Pești în casa a 11-a și puteți să aveți o zi romantică. O zi romantică, o zi de vindecare, o zi mai liniștită când vine vorba de relațiile de prietenie, când pur și simplu simțiți că există o legătură mult mai puternică între voi și un prieten, între voi și un partener. Din 16 noiembrie până în data de 10 decembrie, Venus începe să tranziteze zodia Săgetător în casa voastră a 8-a și vă puteți simți foarte, foarte inspirați. S-ar putea să fiți atrași într-o aventură de un prieten, într-o aventură cu un partener, într-o relație care are la bază în special această experimentare a sexualității fără obligații asumate pe termen lung. Pot să apară transformări radicale și la nivel fizic, la nivel intim. Poate să fie o perioadă în care atrageți bani, cadouri, sprijin din partea altora, sprijin emoțional, sprijin financiar. Poate să fie o perioadă bună pentru atragerea de investiții sau pentru optimizarea portofoliului de investiții pe care deja îl aveți, dar să nu uităm că Marte este retrograd și Marte este guvernatorul casei a 7-a a parteneriatelor și pot să apară certuri cu partenerul de cuplu sau cu partenerii de afaceri, mai ales în jurul datei de 19 noiembrie sau cu 3 zile înainte de această dată sau cu 3 zile după această dată. Deci, atenție, dragi tauri, la certuri, la dispute cu partenerii care sunt legate de finanțe, sunt legate de aspectele financiare, de obiectivele pe termen lung. Poate să existe o neclaritate cu privire la modul în care vedeți finanțarea unui obiectiv pentru viitor. De asemenea, probleme legate de bugetele de venituri și cheltuieli și graficul acesta al cheltuirii banilor. În această zi de 19 noiembrie, când are loc această cuadratură între Marte în Gemeni retrograd și Neptun în Pești retrograd, a doua cuadratură, și cu câteva zile înainte și cu câteva zile după această dată, fiți foarte atenți să nu cheltuiți prea mulți bani când ieșiți în oraș, la evenimente sociale, la activități în cadrul grupurilor, la activități de networking sau împreună cu prietenii, pentru că s-ar putea să plătiți cât nu face și să regretați mai târziu. În această perioadă vă puteți simți mai descurajați, mai dezamăgiți, poate nu sunteți atât de clar cum veți face ca cu unul dintre obiectivele voastre pentru viitor, deoarece nu există atât de multă claritate când vine vorba de zona aceasta financiară, de situația voastră financiară, dar puteți să cereți ajutor, să întrebați colegii care au trecut printr-un proces similar și care pot veni către voi cu sfaturi și recomandări. Și mesajul cărților Oracol pentru voi, dragi tauri, pentru această săptămână 14-20 noiembrie este, haideți să vedem, în natură, deci conectați-vă cu natura, deci pentru voi este foarte bine, fiind o zodie de pământ, dragi tauri, să vă conectați cu natura, să ieșiți în natură, dacă vă simțiți obosiți, dacă vă simțiți stresați, în loc să vă certați cu partenerul de cuplu, mai bine vă luați de mână și mergeți împreună în parc și vă reconectați și vă reîncărcați cu această energie. Gemeni, dragi gemeni, și pentru voi această perioadă
are și bune și rele, una caldă, una rece, da? În primul rând, Jupiter vă tranzitează casa a 10-a, casa carierei, casa recunoașterii sociale și puteți să vă gândiți acum și la momentul, la această perioadă care a fost de la începutul anului 2022 până în 10 mai, dacă ați inițiat ceva în domeniul carierei, dacă ați accesat poate o industrie nouă, dacă ați pășit pe noi trepte și dacă ați accesat noi oportunități, noi opțiuni pe care acum puteți să le reluați. Nu uitați că Jupiter este marele benefic și vă poate ajuta, este protector în acest domeniu al carierei. În același timp, Jupiter este și dispozitorul celei de-a șaptea casă a parteneriatelor, a relațiilor și poate să aducă, să vă aducă oportunități interesante de a intra în afaceri cu cineva, poate de a face o echipă. Dar am spus una caldă, una rece, da? Nu uităm, dragi gemeni, că Marte va retrograda la voi acasă, în prima casă, casa identității și va rămâne în retrogradare până în 12 ianuarie 2023. Marte este dispozitorul celei de-a 11-a case și casei a 6-a, casa sănătății și s-ar putea să vă confruntați cu unele probleme mai vechi legate de sănătate în timpul retrogradării lui Marte și, bineînțeles, pot să apară o serie de frustrări. Atenție, de asemenea, la modul în care comunicați, cum comunicați, aveți grijă la ce spuneți, aveți grijă, nu vă lăsați gura să vorbească înainte de a gândi foarte bine ceea ce doriți să comunicați. Aveți grijă, fiți atenți să nu vă răniți, în special în cazul brațelor, în cazul mâinilor, dacă vă antrenați, dacă faceți exercițiu sau pur și simplu dacă vă mișcați. În 15 noiembrie avem un tranzit benefic care mai ne ajută să se mai ușureze această presiune. Soarele în Scorpion în casa a 6-a face un trigon cu Neptun în Pești în casa a 10-a. Venus în Scorpion face și ea un trigon cu Jupiter în Pești tot în casa a 10-a. Și în ceea ce privește activitatea profesională, aveți noi ținte, noi opțiuni în vizorul vostru, noi direcții de interes din punct de vedere al carierei. În jurul acestei date puteți primi și o oportunitate de angajare interesantă. Poate ceva ce nu puteți să refuzați. Pe de altă parte, dacă cereți ajutor pentru ceva legat de muncă, veți fi plăcut surprins să vedeți că oamenii vă dau mai mult decât cereți voi și sunteți susținuți, sunteți protejați, sunteți ghidați. Din 16 noiembrie până în data de 10 decembrie, Venus, planeta bucuriei, a iubirii, a plăcerii, dispozitoarea casei a 5-a, a iubirii romantice, va tranzita zodia Săgetător în cea de-a 7-a casă a relațiilor și poate să fie un context foarte romantic în care puteți să întâlniți pe cineva dacă sunteți singuri sau un moment bun pentru a vă distra cu partenerul de cuplu dacă sunteți într-o relație. De asemenea, legat de ziua de 19 noiembrie, care v-am spus că este o zi destul de dificilă în această săptămână, fiți atenți la virozele respiratorii în jurul acestei date, cu câteva zile înainte sau cu câteva zile după această dată, când Marte în Gemeni va perfecta al doilea careu cu Neptun în Pești, ambele fiind retrograde în casa a 10-a. Tot în această perioadă vă puteți simți foarte frustrați pentru că comunicarea cu cineva într-o poziție de putere, cu un șef, cu un manager, este foarte ambiguă, este foarte vagă și simțiți că vorbiți, dar cuvintele voastre nu sunt ascultate. Practic, cuvintele voastre se adresează unor urechi surde. Puteți simți în această perioadă că aveți îndoieli legate de cariera voastră, dorințele voastre devin mai greu de atins, de materializat, vă puteți frustra. Dacă aveți un eveniment profesional în carieră, în jurul datei de 19 noiembrie, revin la această zi, verificați cu atenție fiecare detaliu legat de acest eveniment. Dacă ați trimis la toată lumea din listă mesajul, dacă lumea a înțeles mesajul vostru, deoarece poate lipsi claritatea în această perioadă și nu este o idee rea să mai verificați încă o dată ce aveți de făcut și ce aveți de comunicat.
Și mesajul cărților Oracol pentru voi, dragi gemeni, pentru această săptămână 14-20 noiembrie este: transformare, da, într-adevăr, gemenii, după acest tranzit al lui Marte în gemeni, e clar că vor suferi o transformare profundă și mesajul este: fii deschis către schimbare. Deci, dragi gemeni, ce să vă spun, această carte spune într-un cuvânt efectiv acest proces prin care treceți. Treceți voi, dragi gemeni, și ne luați și pe noi de mână, fiindcă și noi trecem, fiindcă și noi, cei care nu suntem gemeni, avem și noi zodia gemeni în hartă și avem de lucrat acolo. Rac. Dragi raci, și în această perioadă avem și lucruri bune, mai sunt și provocări pentru voi. Marte este retrograd, ne va influența pe fiecare din noi în parte. El este pentru voi dispozitorul casei a 10-a legat de cariera voastră și poate fi o perioadă în care puteți să renunțați la ceva ce are legătură cu cariera pentru a putea să mergeți înainte. Puteți să încheiați ceva sau puteți să simțiți că nu mai controlați atât de bine situația, lucrurile și pur și simplu nu vă îndreptați către direcția către care doriți să vă îndreptați și atunci este bine să analizați ceea ce se întâmplă la voi în carieră și să luați decizie numai după încheierea retrogradării, după data de 12 ianuarie. Pot să apară îndoieli cu privire la tot ceea ce ține de carieră și acest lucru vă poate frustra, deoarece nu puteți acum să controlați situația. Cu Marte, care este retrograd în gemeni, în casa a 12-a, puteți să aveți probleme, dragi rași, cu somnul. Există posibilitatea să apară vechi temeri, vechi îndoieli, poate chiar coșmarul sau ceva de genul acesta. S-ar putea să existe oameni care vă vorbesc pe la spate, s-ar putea să nu aveți claritate destulă, dar nu vă consumați foarte mult cu ocazia tranzitului lui Marte, retrograd, nu săriți direct la concluzii și încercați să dormiți mai bine. În 15 noiembrie avem un tranzit benefic, se mai ușurează presiunea pentru că Soarele în casa a 5-a face un trigon cu Neptun în Pești în casa a 9-a și Venus în Scorpion face și ea un trigon cu Jupiter în Pești tot în casa a 9-a și ați putea petrece timpul într-un mod plăcut. Poate participând la un eveniment cultural, poate mergând la teatru, dar distrați-vă, eliberați-vă de grijile pe care le aveți și de toate aceste perturbări care vin asupra voastră. Poate să fie de asemenea o zi romantică, o zi bună pentru a ieși la întâlnire. Puteți să primiți vești pozitive care să ajungă la voi în această perioadă legate de o călătorie, poate de o acțiune în instanță sau de ceva important din punct de vedere educațional. Din 16 noiembrie, Venus începe să tranziteze zodia Săgetător în casa a 6-a, în casa muncii, până în ziua de 10 decembrie și munca va deveni mai plăcută, colaborarea cu ceilalți de asemenea va fi mult mai plăcută. Acest tranzit al lui Venus în casa a 6-a este în general un tranzit vindecător, dacă vine vorba și despre sănătate. Venus este de asemenea dispozitoarea casei a 4-a, casa de familie și, spre exemplu, un părinte, o persoană dragă din familie ar putea să se simtă mai bine din punct de vedere al sănătății dacă a avut anterior probleme de sănătate. Și ajungem la ziua de 19 noiembrie, această zi tensionată, cu câteva zile înainte sau poate cu câteva zile după această dată, cu ocazia careului dintre Marte în Gemeni retrograd și Neptun în Pești retrograd, acesta este în casa a 9-a, puteți să aveți o ceață mentală, confuzie, legată de ceea ce credeți voi cu adevărat, în ceea ce privește cariera voastră,
care este adevărul vostru, care este filozofia voastră de viață, când vine vorba de alegerile pe care le aveți de făcut din punct de vedere profesional. Mai pot să mai apară și unele neclarități, unele ambiguități legate de documentele de călătorie, campaniile de marketing, website-urile de rețele sociale. Mai puteți să fiți frustrați pentru că pot să apară în această perioadă o serie de decizii legale care vă afectează afacerile, cariera și nu știți ce implicații vor avea pentru viitor. Și mesajul cărților Oracol pentru voi, dragi raci, în această săptămână 14-20 noiembrie este... abundență, da? Deci numărați-vă binecuvântările. Deci, dragi dragi, este important să vă concentrați pe tot ceea ce ține de abundență, de prosperitate, da? În viața voastră și să nu uitați că abundență înseamnă și binecuvântările pe care le primiți, înseamnă și toate lucrurile bune care s-au întâmplat în viața voastră. Leu. Dragi lei, în această perioadă Jupiter în Pești vă tranzitează casa 8-a și continuă pentru voi acest proces de transformare, de evoluție. Continuați să explorați, să faceți progrese semnificative când vine vorba despre voi, să vă înțelegeți pe voi înșivă la un nivel mult mai profund. Jupiter este dispozitorul casei a 5-a, casei relaxării, distracției și s-ar putea să doriți să vă distrați mult mai mult decât de obicei, dar nu puteți să faceți acest lucru decât în spatele ușilor închise, în intimitate. Marte retrogradează în Gemeni în casa a 11-a pentru voi, pentru întreaga lună și este dispozitorul casei a 9-a și casei a 4-a și s-ar putea să aveți în această perioadă certuri cu prietenii, discuții în contradictoriu legate de diferențe de convingeri, de idei, de medii culturale. Pot să apară îndoieli cu privire la planurile voastre de viitor, mai ales când vine vorba de viitorul vostru legat de educație sau de călătoriile pe care intenționați să le faceți. În 15 noiembrie avem un tranzit benefic care vă mai ușurează din presiune. Soarele în Scorpion în casa a 4-a face un trigon cu Neptun în Pești în casa a 8-a. Venus în Scorpion face și ea un trigon cu Jupiter în Pești tot în casa a 8-a și puteți, spre exemplu, să primiți o sumă de bani. O sumă de bani, poate o moștenire, poate o donație, un cadou din partea familiei. Puteți primi o sumă forfetară din vânzarea unei proprietăți, poate fi o formă de reparație materială din partea familiei pentru a instaura acest sentiment de armonie și pace, deoarece ați avut un stres în familie și se poate crea acum din nou această conexiune emoțională cu membrii de familie. Din 16 noiembrie până în 10 decembrie, Venus, planeta bucuriei, planeta iubirii, a relaționării, intră în casa a 5-a, intră în casa iubirii romantice, urmează o perioadă mult mai relaxată, în care veți fi, dragi lei, deschiși să ieșiți la întâlniri, să participați la petreceri și să vă distrați împreună cu cei dragi. Venus este dispozitoarea celei de-a 3-a case a comunicării și celei de-a 10-a case a carierei și s-ar putea să vă distrați foarte mult la muncă sau alături de colegi, alături de parteneri. Atmosfera se mai destinde și s-ar putea să vă vină mai ușor să veniți cu idei creative, să le exprimați, să le împărtășiți celorlalți. Și atenție la ziua de 19 noiembrie, această zi în care Marte în Gemeni în casa 11-a face careu cu Neptun în Pești în casa 8-a, ambele planete fiind retrograde, și cu câteva zile înainte sau cu câteva zile după această dată pot să apară dispute, certuri și altercații. S-ar putea să simțiți că sunteți trădați de un prieten sau un prieten vă poate acuza că l-a trădat. S-ar putea să aveți îndoieli cu privire la planurile voastre de viitor, deoarece s-ar putea să nu vedeți cum puteți să colaborați cu cineva care
această persoană are valori foarte diferite de valorile voastre. Ați putea să simțiți de asemenea că situația financiară a unui partener vă împiedică să realizați ceea ce vreți voi pentru viitor. De ce? Fiindcă trebuie probabil să faceți față unei datorii restante, plății unei datorii restante a partenerului, ceea ce vă frustrează. Să mai poate să aveți o serie de temeri pe care ați crezut că le-ați depășit, le-ați rezolvat, dar acum vine din nou timpul să le înfruntați, să le reevaluați și să spuneți dacă cu adevărat ați renunțat la ele sau dacă încă mai este ceva care vă mai chinuie și vă mai blochează să mergeți mai departe. Tot în această perioadă pot apărea o serie de conflicte, certuri legate de partajarea unor bani, unor active, resurse. Fiți atenți dacă plătiți o datorie, dacă plătiți un împrumut în această zi, dacă folosiți cardul de credit, dacă achiziționați o asigurare, citiți toate clauzele din contracte, în special acele clauze care sunt scrise cu litere foarte mici. Și mesajul cărților Oracol pentru voi, dragi lei, pentru această săptămână 14-20 noiembrie este: fericire, bucuria vieții, da, deci voi lei sunteți foarte jucăuși, da, doriți, ați văzut că tot aveți nevoie de relaxare, de iubire în această săptămână și probabil că veți și găsi momente, dar nu spre sfârșitul săptămânii, spre sfârșitul săptămânii fiți foarte atenți la această perioadă cu al doilea careu al lui Marte, care poate să fie o perioadă mai delicată și mai tensionată. În rest, liber la fericire și la bucurie. Fecioară. Pentru voi, dragi fecioare, Jupiter tranzitează casa voastră a șaptea, casa relațiilor, este încă în mișcare retrogradă și vă poate aduce noi reevaluări legate de domeniul relațional. Dacă sunteți deja într-o relație, această perioadă de retrogradare a lui Jupiter în Pești prin casa a șaptea poate să însemne o testare a relației pentru a duce relația la o nouă etapă. Și pentru voi avem aceste aspecte provocatoare legate de retrogradarea lui Marte în Gemeni. Marte este dispozitorul casei a opta, casa transformării și a casei a treia, casa comunicării, și retrogradarea are loc în casa a zecea a carierei. Și va avea loc această retrogradare până în 12 ianuarie 2023. S-ar putea să fi fost foarte entuziasmați de inițiativele pe care le-ați luat din punct de vedere profesional, în care v-ați implicat, ați preluat conducerea, dar probabil că lucrurile nu vor ieși așa cum ați visat, cum v-ați gândit, vor apărea întârzieri, s-ar putea ca lucrurile să nu avanseze în felul în care ați crezut, s-ar putea să aveți îndoieli că sunteți capabili să mergeți în această direcție din punct de vedere al carierei sau să nu aveți foarte multă claritate în ceea ce privește ce doriți să faceți voi în viitor. Nu forțați acum lucrurile. Revizuiți-vă unele dintre scopurile și obiectivele voastre și așteptați. În 15 noiembrie avem un tranzit benefic care mai detensionează atmosfera. Soarele în Scorpion în casa a treia face un trigon cu Neptun în Pești în casa a șaptea și Venus în Scorpion face și ea un trigon cu Jupiter în Pești tot în casa a șaptea și putem să avem o zi romantică. O zi romantică mai ales când simți că ai acel gen de conexiune extraordinară cu cineva la nivel intelectual, așa cum vă place vouă, dragi fecioare. Din 16 noiembrie până în 10 decembrie, Venus tranzitează prin Săgetător, în casa a patra, a familiei. Este un moment grozav pentru a merge acasă, pentru a petrece timp de calitate cu familia, pentru a vă bucura de timp, poate, în intimitatea casei voastre sau pentru a invita voi persoane în calitate de gazdă la voi acasă. În această perioadă puteți cumpăra lucruri frumoase pentru casa voastră, puteți cumpăra sau vinde ceva legat de casă. În timpul retrogradării lui Marte în Gemeni, o perioadă mai dificilă va fi acea zi de 19 noiembrie despre care am tot vorbit,
câteva zile înainte, câteva zile după, pentru că Marte în Gemeni face un careu cu Neptun în Pești, în casa a șaptea, și s-ar putea ca o persoană cu autoritate, un șef sau cineva dintr-o poziție de putere să vă facă zile fripte, să vă stea în cale și să vă blocheze, să vă frustreze, să vă enerveze. Nu intrați în jocul lui. Se poate să obțineți ceea ce vreți să obțineți din punct de vedere profesional, dar s-ar putea de asemenea să simțiți că este cineva, s-ar putea să nu știți cine anume, care vă poate sabota inițiativele. Este dificil, poate, să-i faceți pe oameni să vă urmărească, să vă respecte programul de lucru, să rezoneze cu stilul vostru de conducere și, de asemenea, pot să apară frustrări. Așa că poate fi necesar să vă reevaluați modul în care comunicați cu oamenii, vă comunicați ideile, cum vă comunicați viziunea. Poate viziunea voastră nu este atât de clară, mai ales când este vorba de a-i conduce pe ceilalți. Și mesajul cărților Oracol pentru voi, dragi fecioare, pentru această săptămână 14-20 noiembrie este: conexiune. Deci toți suntem conectați. Deci atenție cum vă conectați cu ceilalți. Ați văzut, pot să fie conexiuni mai încordate, conexiuni mai dificile, dar contează atitudinea voastră față de modul în care relaționați, modul în care vă conectați cu ceilalți. Balanță. Dragi balanțe, pentru voi Jupiter, marele benefic, aflat în domiciliul din zodia Pești, tranzitează casa a șasea, care este casa muncii și casa sănătății. Este încă retrograd și puteți să treceți printr-un proces de vindecare când vine vorba de sănătatea voastră fizică, apelând, încercând terapii convenționale sau alternative. În această perioadă se va schimba atitudinea voastră față de muncă, față de serviciu, motivația voastră. Puteți să experimentați noi activități care încep să vă stimuleze, puteți să începeți să colaborați cu noi echipe de lucru, da? Deci vin aceste noi provocări peste voi, astfel încât să puteți să lucrați cu acest domeniu legat de serviciu, de colegi și șefii voștri. Marte în Gemeni va retrograda pentru voi în casa noua pe parcursul întregii luni și până în data de 12 ianuarie 2023 și poate să aducă, bineînțeles, frustrări și întârzieri. Spre exemplu, dacă ați avut o călătorie planificată, în special vorbim de călătorii întârziate, această călătorie va fi întârziată, va fi poate amânată. Lucrurile s-ar putea să nu se miște neapărat în ritmul în care credeai că se vor mișca din cauze, atenție, care nu țin de voi. De exemplu, poate să aibă loc o grevă. Nu știu, greva piloților, greva controlorilor de trafic. Starea vremii, la fel, poate să influențeze zborul avioanelor sau chiar probleme tehnice ale avionului. În această perioadă poate să fie de asemenea mai puțină claritate în mintea voastră când vine vorba de ceea ce studiezi și dacă sunteți implicați într-o problemă legală și lucrurile s-au mișcat foarte bine până în 30 octombrie, după 30 octombrie când Marte a intrat în retrogradare, lucrurile nu se vor mai mișca în același rit și recomandarea mea este să vă pregătiți sufletește pentru o perioadă de amânări. Amânări de termen, nu se prezintă părțile, expertul întârzie predarea expertizei și să nu vă frustrați prea tare. În 15 noiembrie avem un tranzit benefic care ne mai ajută să mai ușurăm din presiune. Soarele în Scorpion în casa a doua face un trigon cu Neptun în Pești în casa a șasea, Venus în Scorpion face și ea un trigon cu Jupiter în Pești tot în casa a șasea și avem aspecte foarte frumoase legate de resursele financiare, banii și munca de zi cu zi. Puteți să fiți foarte creativi la locul de muncă, să aveți idei grozave, vă place ceea ce faceți la locul de muncă și nu vă mirați dacă apar și recompensele. Puteți primi poate o altă oportunitate de a munci, un alt loc de muncă. Sau puteți primi vești despre o aplicație pe care ați făcut-o. Venind o ofertă care vă face cu adevărat fericit în ceea ce privește munca pe care o faceți, poate să apară o recunoaștere a meritelor voastre, o apreciere. În această zi puteți cheltui bani legați de sănătate, dar
acești bani pe care îi cheltuiți sunt utili și contribuie în mare parte la îmbunătățirea stării voastre de sănătate și vă poate aduce un sentiment de stabilitate și de pace în viața voastră. Din 16 noiembrie până în 10 decembrie, Venus începe să tranziteze zodia Săgetător în casa a treia, așa că probabil veți fi incredibil de fermecător, persuasiv când vine vorba de relaționare, conversații, discuții, socializare, când vine vorba să-i aduceți pe oameni de partea voastră, să le împărtășiți din experiențele voastre, să le fiți de ajutor, să-i învățați pe ceilalți anumite deprinderi sau să învățați voi la rândul vostru în cadrul unor cursuri. Poate să fie un proces plăcut, vă face plăcere, mai ales dacă vă și deplasați pe distanțe scurte, deoarece aceste călătorii pe distanțe scurte sunt bine aspectate. Spre exemplu, puteți să alegeți să mergeți să vizitați un oraș, un city break, să mergeți într-un weekend la un curs sau să vă vizitați frații, surorile, verișorii. În special, ziua de 19 noiembrie, cu câteva zile înainte, cu câteva zile după, poate apare un sentiment mai dificil, mai frustrant, că nu știți ce să faceți în continuare, un sentiment de confuzie. Când vine vorba despre o situație de la muncă, este posibil să apară o formă de conflict cu un coleg de serviciu, poate din cauza unor diferențe culturale, poate fiindcă fiecare din voi vede lumea altfel, aveți viziuni diferite asupra lumii, aveți diferite perspective, comunicarea poate să fie îngreunată. Vorbim despre acest al doilea careu, Marte în Gemeni cu Neptun în Pești, ambele retrograde, care va facilita aceste tensiuni. Recomandarea mea este să nu intrați în aceste energii, am spus bine că aceste energii au loc în weekend, dar pot să aibă loc și cu câteva zile înainte sau cu câteva zile după, de aceea trebuie să fiți atenți. Vă poate aduce acest careu foarte multă confuzie și legat de străinătate, în această perioadă pot să apară unele știri provocatoare care vă pot afecta munca de zi cu zi. Spre exemplu, schimbări de legislație neașteptate care vă pot afecta la locul de muncă, vă pot afecta contractele, relațiile comerciale pe care le aveți cu clienții voștri. În jurul acestei date de 19 noiembrie, în special, puteți să vă simțiți dezamăgiți de un partener, un coleg de muncă, un partener de afaceri, un șef, care simțiți că v-au mințit sau nu v-au dezvăluit pe deplin intențiile, dar, de fapt, există posibilitatea ca ei să nu fi încercat să vă mintă, dar poate pur și simplu nu au avut claritate, nu și-au exprimat cu claritate ceea ce doreau să comunice, deciziile lor și v-au creat speranțe și așteptări. Dacă se poate, vă recomand să evitați să călătoriți în special în jurul datei de 19 noiembrie, vorbesc mai ales de călătoriile pe distanțe lungi, unde pot să apară diferite întârzieri, frustrări, probleme legate de sănătate. Dacă călătoriți, atenție, verificați-vă, spre exemplu, să nu vă uitați medicamentele. Verificați să nu vă uitați actele, documentele de călătorie. Și pentru voi, dragi balanțe, haideți să vedem care este mesajul cărților Oracol pentru această săptămână, 14-20 noiembrie. Și mesajul este răbdare, da, răbdare din întuneric spre lumină, deci este acest proces prin care treceți și nu trebuie să vă enervați, trebuie să aveți răbdare, să aveți răbdare cu șefii, să aveți răbdare cu colegii, în primul rând să aveți răbdare cu voi, da? Și să înțelegeți că este o săptămână în care spre sfârșitul săptămânii, în jurul datei de 19, este mai multă tensiune pe care trebuie să o înțelegeți și să vedeți cum lucrați cu ea. Scorpion. Dragi Scorpion, această perioadă este cea mai importantă pentru voi din întreg anul 2022, dar și pentru persoanele care au planete în Scorpion, în special planete personale, unghiuri și noduri pe axa Taur-Scorpion. Încă avem acest marcaj puternic al Scorpionului. Marte, guvernatorul vostru, este retrograd toată luna și până în 12 ianuarie tranzitează casa 8-a, casa resurselor partajate cu ceilalți, casa transformării, și pot să apară probleme mai vechi legate de partajarea unor resurse, probleme de finanțare,
vechi conflicte, vechi crize, vechi temeri legate de intimitate cu care e nevoie să lucrați și pe care e nevoie să le rezolvați. Vă place, nu vă place, asta este. Jupiter în Pești este încă retrograd, tranzitează casa a cincea a creativității și poate să vă readucă idei creative din perioada anterioară, de la începutul anului până în 10 mai, când Jupiter a trecut prin, a traversat, a tranzitat casa a cincea și a fost o perioadă fertilă pentru voi, o perioadă în care v-ați manifestat creativitatea. În 15 noiembrie avem un tranzit benefic care mai ușurează presiunea, soarele în casa 1 face un trigon cu Neptun în Pești în casa 5, iar Venus și ea în Scorpion ca și soarele face un trigon cu Jupiter în Pești tot în casa 5 și poate să vă aducă zile romantice, întâlniri romantice cu iubire la cote maxime și de asemenea acest domeniu al creativității la cote ridicate. Este o idee bună să ieșiți la întâlniri, să vă lăsați vulnerabili, deoarece doriți să simțiți că sunteți văzut și că sunteți acceptați. Din 16 noiembrie, Venus începe să tranziteze zodia Săgetător până în 10 decembrie și pot spune că urmează zile foarte bune pentru voi în care puteți să ieșiți, să vă distrați, să vă bucurați de viață. Venus tranzitează zodia Săgetător în casa a doua, atenție, casa resurselor, casa banilor, casa valorii personale și Venus este dispozitoarea casei a șaptea a parteneriatelor și a casei a 12-a a subconștientului. Deci în această perioadă din 16 decembrie până în 10 decembrie există posibilitatea să apară oportunități neașteptate de a face echipă cu cineva pentru a câștiga bani sau puteți să aveți o ușurință de a atrage bani, de a atrage abundență financiară. Simțiți că sunteți apreciați pentru ceea ce faceți și poate aduce un impuls binemeritat stimei voastre de sine acest lucru. În jurul datei de 19 noiembrie, poate cu câteva zile înainte sau cu câteva zile după, s-ar putea să simțiți o criză la serviciu, ca o provocare, o provocare la locul de muncă, în care este vorba de cineva care este foarte insistent, cineva care dorește să își impună punctul de vedere. De asemenea, s-ar putea să, în această perioadă, să aveți de-a face și cu o persoană în vârstă care are probleme de sănătate și pot să apară aceste efecte fizice legate de sănătate. Tot în jurul datei de 19 noiembrie, poate cu câteva zile înainte sau cu câteva zile după această dată, există posibilitatea pentru voi să se reactiveze o veche problemă de sănătate, o rană nevindecată, o traumă nerezolvată, care poate activa furia, neputința interioară, poate duce la febră, la inflamație și la alte reacții ale organismului. De asemenea, tot în această perioadă, cu câteva zile înainte de ziua de 19 sau cu câteva zile după această zi, pot să apară legat de încercarea de a avea copii, poate să apară un sentiment de deziluzie sau dezamăgire. Deci este un sentiment temporar, da? Care este adus de acest careu, care este foarte puternic, așa cum v-am spus. Și haideți pentru voi, dragi Scorpion, să vedem care este mesajul cărților Oracol pentru această săptămână 14-20 noiembrie și mesajul este oportunitate. Deci fiți atenți la oportunitățile care stau în fața voastră, expandați-vă orizontul și căutați aceste oportunități, fiindcă ele sunt la dispoziția voastră. Săgetător. Dragi săgetători, este și pentru voi o perioadă provocatoare. Jupiter, prin acest tranzit în zodia peștilor, în casa a patra, poate să aducă schimbări în tot ceea ce ține de spațiul de locuit, de familie, de casă, de rădăcini. Are această forță de a produce mutări, relocări într-un alt oraș, într-o altă țară, poate extinderea familiei într-o formă sau în altă formă. Și, bineînțeles, toate aceste lucruri pot să vină la pachet și cu o serie de frustrări.
Dar sunt provocări pe care vi le asumați și retrogradarea aceasta jupiteriană în această perioadă și în această săptămână poate să vă reactiveze teme care au apărut la începutul anului 2022 până în data de 10 mai. Marte este retrograd în Gemeni, în cea de-a șaptea casă a relațiilor, și va fi retrograd, va rămâne aici pe întreg parcursul acestei luni și până în 12 ianuarie 2023, și acum există o serie de lucruri interesante care se întâmplă în ceea ce privește casa și situația voastră de viață când vine vorba de relațiile parteneriale. Este posibil ca o serie de discuții, de certuri să revină la suprafață, mai ales în jurul datei de 19 noiembrie, dar poate să fie o temă generală de discuție. Cu Marte retrograd în casa a șaptea nu vorbim doar de relații, vorbim și de această casă a interacțiunii unul la unul, în care partenerul poate aduce și el vechi frustrări la masa discuțiilor, probleme din trecut. Partenerul poate să fie supărat, poate să fie foarte enervat, poate să spună lucruri care vă rănesc în jurul datei de 19 și acum puteți să investigați mai profund și să vedeți dacă aceste cuvinte ale partenerului nu vin dintr-un loc de suferință sau dintr-un sentiment de pierdere. În 15 noiembrie avem un transit benefic, se mai ușurează presiunea, lucrurile se mai îmbunătățesc, soarele în casa 12-a face un trigon cu Neptun în Pești în casa 4-a și Venus în Scorpion face și ea un trigon cu Jupiter în Pești tot în casa 4-a și puteți renunța la răni emoționale, la atașamente emoționale, la traume, deoarece acceptați trecutul și pe ceilalți care v-au dezamăgit în familie. Vedeți de ce aveți nevoie pentru a vă elibera, la ce trebuie să renunțați în viața voastră privată, ce este benefic să faceți acum. Puteți să vă luați câteva zile libere, câteva zile de concediu, să vă luați o pauză, să vă liniștiți, deoarece veți vedea lucrurile dintr-o cu totul și cu totul altă perspectivă. Din 16 noiembrie până în 10 decembrie, Venus începe să tranziteze zodia voastră în prima casă. Dacă ați avut probleme de sănătate, acest tranzit al lui Venus prin prima casă este de bun augur, este benefic, facilitează vindecarea, este ca și cum primiți un impuls de vitalitate, un impuls suplimentar de vitalitate. Aș spune că s-ar putea să fiți și mai înclinați să aveți grijă de voi, să oferiți mai multă iubire și acest lucru în mod simbolic este foarte asociat cu această perspectivă vibrațională a energiei vindecării. Cu Venus în casa întâi vă puteți simți mai iubiți, vă simțiți apreciați și cu Venus în Săgetător în prima casă până în 10 noiembrie s-ar putea să vă schimbați lucrul. Da? Vă puteți vopsi părul, vă puteți face o nouă coafură, o nouă tunsoare, vă puteți cumpăra haine noi și așa mai departe. Vă recomand totuși, dacă se poate, să nu faceți nicio mișcare, nicio schimbare în situația voastră locativă în jurul datei de 19 noiembrie, cu câteva zile înainte, cu câteva zile după. Acest careu dintre Marte în Gemeni în casa a doua, cu Neptun în Pești, retrograd, puteți avea de-a face cu dușmani ascunși, nevăzuți, cu circumstanțe care fac întreaga situație confuză. Atenție la incidente casnice în jurul datei de 19 noiembrie, adică puteți experimenta o țeavă care se sparge în casă sau poate să apară o mică inundație. Atenție la persoanele pe care le aduceți să vă repare, la acești instalatori, apelați la persoane pe care le-ați mai verificat anterior. Dacă aduceți un instalator nou, fiți foarte, foarte atenți pe cine aduceți, fiindcă există șansa ca instalatorul să nu fie foarte bine pregătit și să vă creeze și el probleme. Tot în această perioadă poate să apară posibilitatea ca un membru din familie să se îmbolnăvească, să facă febră, să ia un virus care se răspândește în casă și se ia și la ceilalți membri de familie. Ce pot să vă spun, dragi săgetători, aveți grijă la starea voastră de sănătate și să sperăm că virusii vor sta departe de voi și mesajul cărților Oracol pentru voi, dragi săgetători, în această săptămână 14-20 noiembrie. Mesajul este: dance, dansați, lăsați corpul vostru să se miște. Deci mișcare, dans, dar
atenție, cu rezerve, deoarece am spus că acest Marte retrograd în Gemeni ne poate cauza probleme legate de motricitate, de deplasare, entorse și alte lucruri pe corpul fizic. Capricorn. În această perioadă, Marte în Gemeni retrogradează în casa voastră a șasea, casa muncii de zi cu zi, casa rutinei, casa sănătății, așa încât vă puteți, spre exemplu, puteți să vă ocupați de vechi probleme de sănătate care le-ați lăsat pe stand-by. Jupiter, marele benefic, va tranzita, tranzitează zodia Pești, este în retrogradare, este în casa a treia a comunicării. Atenție la cum comunicați, atenție la contractele pe care le faceți, la oferte, la negocieri, da? La modul acesta în care comunicați și socializați cu ceilalți. În 15 noiembrie avem un tranzit benefic. Ne ușurează presiunea, lucrurile se mai îmbunătățesc, soarele în Scorpion în casa 11-a face un trigon cu Neptun în Pești în casa a treia și Venus în Scorpion face și ea un trigon cu Jupiter în Pești tot în casa a treia. Veți putea să lucrați foarte bine cu grupurile de oameni și vă veți putea face foarte ușor înțeleși. Este o zi benefică în care primiți acest sprijin emoțional din partea prietenilor, din partea persoanelor care fac parte din aceste grupuri de oameni. Puteți să faceți pași în vindecarea unei relații cu un prieten sau o persoană dintr-un grup din care faceți parte, să vă simțiți foarte convingători în socializarea cu ceilalți, să doriți să ieșiți din casă pentru a împărtăși cu ceilalți din experiențele voastre de viață, de a vă lăsa în fața celorlalți să fiți vulnerabili, să fiți autentici, fiindcă și acest lucru face parte din procesul vostru de vindecare. Din 16 noiembrie și până în 10 decembrie, Venus va tranzita zodia Săgetător în casa voastră a 12-a. Venus este dispozitoarea casei a 5-a și a casei a 10-a și este o perioadă bună să vă luați o pauză din 16 noiembrie până în 10 decembrie și să lucrați în culise la proiectele pe care intenționați să le lansați în viitor și să puteți să vă folosiți inspirația pe care o aveți. Veți fi puțin mai îngăduitor, veți fi mai puțin mai flexibil, puțin mai înclinați către a face compromisuri în carieră. Uneori cea mai bună acțiune este inacțiunea, adică nicio acțiune. Așa că recunoașteți față de voi că această perioadă poate să fie o perioadă în care puteți să faceți un pas înapoi pentru a putea ulterior să vă lansați cu forță în proiectele dorite. În jurul datei de 19 noiembrie, poate cu câteva zile înainte de această dată sau cu câteva zile după această dată, vă puteți confrunta cu un virus respirator sau ați putea de asemenea să faceți o boală legată de sistemul digestiv sau să aveți o alergie. Poate ați mâncat ceva care nu v-a făcut bine. Atenție la starea voastră de sănătate! De asemenea, în jurul acestei date s-ar putea să aveți de-a face cu vechi conflicte, tensiuni, discuții la locul de muncă, cu un coleg, poate cu un client nemulțumit, poate cu un șef supărat, așa încât fiți atenți cum gestionați conversațiile, cum gestionați discuțiile și înțelegeți faptul că oamenii cu care discutați nu vor fi foarte receptivi în această perioadă și va lipsi claritatea în comunicare. Veți fi mai puțin clar și cu ceea ce vreți de fapt de la viața voastră profesională sau cu sarcinile pe care le aveți de zi cu zi, în special în jurul datei de 19 noiembrie, s-ar putea să existe multă ambiguitate și multă lipsă de claritate când vine vorba de îndatoririle voastre. De asemenea, vreau să subliniez pentru voi, dragi Capricorn, importanța de a fi foarte atenți la drum, de a fi foarte atenți la trafic în data de 19 noiembrie și cu câteva zile înainte sau cu câteva zile după această dată, pentru că s-ar putea ca alți oameni să nu acorde prioritate, spre exemplu la trecerea la zebră, să nu respecte semnalele semaforului, ceea ce poate conduce la incidente în trafic. Este posibil să fie nevoie să luați totul mai ușor, să încetiniți acest ritm de zi cu zi, în special în jurul acestei date
și dacă vă forțați prea tare, dacă vă supra-solicitați organismul, sistemul vostru imunitar va reacționa și veți avea consecințe asupra sănătății voastre, așa cum am mai văzut. De asemenea, activitățile comerciale, vânzările, cumpărările de mărfuri, de servicii, acum vor suferi în această perioadă. Atenție la clauzele contractuale, pot să existe clauze ascunse, poate să fie... să existe această posibilitate ca să nu fi înțeles exact ceea ce se cere de la voi și să existe riscul să semnați un document care conține clauze pe care nu le agreați. Și haideți să vedem, dragi capricorni, care este mesajul cărților oracol pentru voi pentru această săptămână 14-20 noiembrie și mesajul cărților oracol este spirit liber, da? Fiți propriul vostru eu, da? Deci identificați-vă cu persoana voastră, fiți voi cei autentici și dați-vă voie, da? Să vă conectați cu universul și să fiți un spirit liber. Ați văzut, e foarte important să știi când să renunți, e foarte important când știi când să faci un pas înapoi. Vărsător. Și pentru voi, dragi vărsători, această perioadă este o perioadă de transformare, există și disfuncționalități, există și momente de socializare sau oportunități financiare. Jupiter în Pești este încă retrograd, tranzitează casa a doua, casa resurselor financiare, casa banilor și pot să apară deocamdată o serie de blocaje în această zonă, dar aveți încă timp să meditați la poate la temele financiare pe care le-ați avut de la începutul anului 2022 până în 10 mai și pe care acum este important să le rezolvați. Marte în Gemeni retrogradează în casa a cincea în această perioadă, în această lună și va retrograda până în 12 ianuarie 2023 și vreau să vă spun că dacă aveați în lucru un proiect creativ, el nu va merge atât de repede, nu va înainta atât de repede precum credeați, precum vă așteptați. Există șansa să aveți unele conflicte, unele certuri, unele discuții. Dacă sunteți într-o relație cu un partener romantic, puteți să aveți discuții și cu prietenii partenerului tău. Poate să fie nevoie să reevaluați modul în care vă distrați, deoarece ați cam tras tare în ultima perioadă și aveți nevoie și de odihnă, aveți nevoie și de relaxare pentru a vă încărca bateriile. Cu Marte retrograd în Gemeni la butoane în casa a cincea, veți dea dovadă de lipsă de claritate în ceea ce privește ce vă doriți din punct de vedere al iubirii romantice sau ce partener romantic poate vă doriți. De asemenea, în timpul retrogradării lui Marte în casa a cincea până în 12 ianuarie se pot reaprinde vechi flăcări romantice, poate să apară o nouă conexiune cu un partener din trecut. Atenție la aceste relații, foarte mare atenție! În 15 noiembrie avem un tranzit benefic, se mai ușurează presiunea, lucrurile se mai îmbunătățesc, soarele în Scorpion în casa a 10-a, casa carierei face un trigon cu Neptun în Pești în casa a 2-a resurselor, Venus în Scorpion face și ea un trigon cu Jupiter în Pești, tot în casa a 2-a și vă puteți simți mai apreciați, mai valorizați, cu o mai mare încredere în voi. În acest context puteți să cereți o mărire de salariu, puteți să solicitați renegocierea pachetului vostru salarial și puteți să simțiți că meritați mai mult și că puteți să cereți mai mult și credeți acest lucru. Sunteți favorizați deoarece beneficiați de sprijinul, de aprecierea unei persoane cu autoritate, cu putere. Chiar simțiți că formați un parteneriat foarte profitabil din punct de vedere financiar. În 16 noiembrie, Venus va începe să tranziteze zodia Săgetător în casa 11-a prietenilor până în data de 10 decembrie și acesta este un moment minunat pentru a ieși cu prietenii în oraș, pentru a vă distra, pentru a vă relaxa.
De asemenea, vă veți bucura de renume, de apreciere în grupurile din care faceți parte și veți avea agenda plină de evenimente alături de tribul vostru, cum ar fi întâlniri de lucru, evenimente, ateliere, conferințe, orice implică întâlnirile cu persoanele care au aceleași gânduri, aceleași idei, care cred în aceleași lucruri în care credeți și voi. Cu Venus în tranzit, în săgetător în casa 11-a, veți putea să faceți bani, să culegeți roadele eforturilor voastre, accesând resursele altora sau jucând rolul de consilieri, de mediatori. Mare atenție la iluzii, atenție să nu vă mințiți singur când vine vorba de un partener romantic, mai ales în jurul datei de 19 noiembrie. Cu câteva zile înainte sau cu câteva zile după această dată, când confuzia este la cote înalte și pot apărea și probleme financiare, deoarece poate v-ați distrat prea mult cu partenerul, ați cheltuit bani cu nechipzuință sau ați consumat în exces alcool sau substanțe interzise. Atenție mare la aspectele financiare, nu vă cheltuiți bani în exces, fiindcă puteți să regretați și este posibil să vă simțiți mințiți, înșelați de un partener romantic care profită de inocența voastră. Dacă aveți copii, ziua de 19 noiembrie cu câteva zile înainte sau cu câteva zile după această dată, puteți trăi o dezamăgire în relația cu un copil care vă poate minți. Așa că fiți pe fază, faceți investigații profunde, fiți atenți la ce vă spune și nu credeți copiii neapărat pe cuvânt dacă simțiți că este acolo ceva ascuns. Vedeți să nu fie lucruri periculoase pentru ei. Și mesajul cărților Oracol pentru voi, dragi vărsători, pentru această săptămână 14-20 noiembrie este: eliberați, da? Eliberare emoțională. Deci probabil că veți avea aceste momente de tensiune în care veți face așa, da, vreau să mă eliberez, vreau să dau la o parte tot ceea ce mă îngreunează, povara, lucrurile care nu îmi fac bine. Da? Și aceste eliberări sunt bine cunoscute și sunt binevenite, în special în aceste perioade de retrogradare, cum avem noi acum, Jupiter retrograd și Marte retrograd. Și ultima zodie, zodia Pești, dragi Pești, și pentru voi această perioadă este foarte importantă, să nu uităm că Jupiter, guvernatorul vostru, s-a întors din nou în zodia voastră, a revenit în casa întâi, casa identității, casa corpului fizic, și este o perioadă de vindecare, de reevaluare a stării voastre de sănătate, mai ales dacă ați întâmpinat probleme legate de starea voastră de sănătate, mai ales dacă ați trecut prin provocări și tranziții. Când vine vorba de corpul fizic, aceste experiențe pe care le veți avea în această lună vor fi importante pentru accesarea procesului de vindecare. Cu Jupiter în casa întâi, fiți atenți să nu exagerați în ceea ce privește mâncarea, să mâncați prea mult sau să nu exagerați în privința unor stimuli, cafea, ciocolată, alcool, substanțe interzise. Cu Marte retrograd în Gemeni în casa a patra, toată luna și până în 12 ianuarie 2023 puteți să aveți probleme nerezolvate cu membrii de familie, probleme pe care le credeai soluționate, dar ele revin din nou în actualitate. Poate să fie vorba de probleme care implică bani, finanțe. E vorba de faptul că Marte este dispozitorul celei de-a doua case, casa banilor, casa resurselor. Se poate să fi soluționat o serie de aspecte legate de plata unor cheltuieli care se împart la membrii de familie, dar să credeți că ați rezolvat aceste desocotiri, aceste plăți, și să vă treziți cu restanțe care
costă mai mult decât v-ați așteptat și sunt necesare plăți suplimentare. În acest context, bineînțeles, pot să apară discuții, pot să apară comentarii legate de aceste plăți și de modul în care aceste sume sunt împărțite. Tot în acest context a retrogradării marțiene se poate reactiva o problemă legată de un părinte care va cauza suferință și poate ați vrut să treceți peste această problemă, dar iartă că vine Marte și răscolește trecutul și readuce această problemă în atenție spre rezolvare. Așa încât este important să vă întoarceți acasă, să rezolvați poate niște aspecte legale legate de anumite documente, de anumite vize de călătorie. Poate reveniți acasă dacă locuiți în străinătate, fiindcă vă expiră pașaportul, vă expiră buletinul, vă expiră carnetul de șofer. Este important acum să intrați în legalitate cu documentele voastre, deoarece aveți nevoie de ele. În 15 noiembrie este un tranzit benefic, soarele în Scorpion, în casa a noua, casa credințelor și convingerilor, face un trigon cu Neptun în Pești, în casa întâi, casa personalității, iar Venus în Scorpion face și ea un trigon cu Jupiter în Pești, tot în casa întâi, și puteți privi lumea într-o lumină diferită, deoarece sunteți într-un proces de extindere al conștiinței și acest proces vă place foarte mult, este acest proces în stilul vostru specific, dragi pești, găsiți mult sens în acest proces de transformare prin care ați trecut în acest an. Voi sunteți vedetele sau una din zodiile vedete ale acestui an, mai ales din punct de vedere al mentalității, treceți printr-un proces de vindecare la nivel fizic, acceptând cu adevărat ceea ce puteți schimba și, de asemenea, acceptând și ceea ce nu puteți schimba. De asemenea, acceptați ajutorul de la cei care au trecut, poate printr-un tip similar de criză sau printr-o provocare similară în ceea ce privește transformarea și care vă ajută în acest proces de creștere și de expansiune la nivel personal. Din 16 noiembrie până în 10 decembrie, Venus va tranzita zodia Săgetător în casa a 10-a, casa carierei, și reprezintă un mod foarte plăcut de a petrece timpul, da? S-ar putea ca șefii să fie de partea voastră. S-ar putea să simțiți acum că sunteți susținuți de ceilalți, că sunteți foarte apreciați, sunteți lăudați, reputația voastră trece printr-un moment favorabil, sunteți admirați, ieșiți în față, vă expuneți în lumina reflectoarelor și aveți mare succes. Mai ales în jurul datei de 19 noiembrie, cu câteva zile înainte, cu câteva zile după această dată, puteți să fiți mai vulnerabili, dragi pești, la răceli, la virus, la infecții sau ceva de genul acesta. Evitați, atenție, să faceți orice fel de operație în jurul acestei date. Fiți atenți la tot ceea ce ține de ceva ascuțit în raport cu corpul vostru. Evitați să faceți tatuaje, deoarece puteți să vă infectați, nu vă duceți la dentist. De asemenea, fiți foarte atenți la ceea ce mâncați, pentru că sunteți mult mai predispuși la intoxicații în această perioadă și, de asemenea, tot în această perioadă s-ar putea să fiți mai dezamăgiți, mai răniți de atitudinea sau de cuvintele unui părinte sau unui membru din familia voastră. Atenție la țevile pe care nu le-ați reparat sau le-ați reparat și nu s-au reparat bine. Poate ceda o garnitură, poate ceda un robinet, poate să aibă loc o inundație, o scurgere și veți avea nevoie de reparații. Da? Mie chiar mi s-a întâmplat astăzi, am primit un mesaj de la chiriașul meu care mi-a spus că îi curge caloriferul și zic, da, doar ce am scris horoscopul și am primit și mesajul, dar se pare că s-a rezolvat problema, sper să se rezolve și să nu fie probleme mai importante. Mesajul cărților Oracol pentru voi, dragi pești, pentru această săptămână, 14-20 noiembrie, haideți să vedem ultimul mesaj din această săptămână. Mesajul este acceptare. Din nou, peștii primesc acest mesaj care, așa cum am spus, este mesaj general valabil pentru noi toți, să acceptăm aceste cicluri, da? Această ciclicitate a vieții, da? Să acceptăm ceea ce ni se întâmplă. Haideți să conștientizăm că și această săptămână este o săptămână destul de delicată, să fim atenți, să fim prezenți și să acceptăm.
și restul mai lăsăm și în mâinile divinității să mai rezolve problemele care pot să apară. Dacă doriți să susțineți mai departe canalul meu de YouTube pentru a crea un conținut nou, nu uitați like, subscribe și dacă doriți să faceți parte din comunitatea Sirius, apăsați butonul Join, alătură-te și sunteți mai aproape de mine și de partenera mea, psihoterapeut Laura Ghiță. Toate cele bune și să ne revedem cu bine!